Sunt perfect conștient că nu se trezește nimeni dimineața cu gândul oare ce parfumuri o mai fi încercat Cristi? Și cu toate astea, astăzi îți arăt ce parfumuri am mai adăugat recent în colecție. Începând cu Montal Intense Cherry, pe care, sincer să fiu, l-am cumpărat să-l fac cadou Ralucăi pentru că e o fană a parfumurilor cu cireșe și la un moment dat pe Instagram cineva mi-a spus Kayali Burning Cherry, nu, Montal Intense Cherry e un parfum cu cireșe mult mai bun. Și cum ocazional am momente în care ascult ce mi se spune, am zis, ok, haide să-l încercăm și pe Montal Intense Cherry. Un parfum care ar trebui să aibă cireșe, trandafir, bergamot, vanilie, lemn de santal și le are pe toate, doar că numele probabil te-ar duce într-o cu totul altă direcție decât ce se întâmplă în sticlă. Pentru că o denumire ca Intense Cherry te-ar face să te gândești probabil la o cireașă intensă. Deci probabil te-ai gândit că cireașa domină acest mix parfumat și în momentul în care îl pulverizezi pe piele, în primele secunde zici, da, e multă cireașă aici, dar ceva așa ar fi acolo în mintea ta și zici, bă, dar nu-i doar cireașă, e altceva. Și acest e altceva e de fapt trandafirul, care e mult și la un moment dat, din punctul meu de vedere, devine un pic cam prea puternic în mix. Acum, dacă îți doreai un parfum cu trandafir, își îndeplinește această menire și combinația de trandafir cu cireșe e inedită. N-am mai întâlnit-o în foarte multe parfumuri, dar atunci ar fi Cherry Rose denumirea mai corectă pentru parfum, pentru că în cele din urmă, parfumul e mai mult despre trandafir. Dacă mă întrebi dacă ți l-aș recomanda ca parfum cu cireșe, n-ar fi prima mea alegere. Ca parfum cu trandafir, da, cu siguranță. De asemenea, cred că e de spus că, deși e unisex, cred eu că se potrivește mai bine pielii unei femei. Și în cele din urmă, nu vreau să mă înțelegi greșit, nu e un parfum deloc rău, doar că trebuie să-ți setezi un pic mai bine așteptările. Nu știu exact cum se comportă încă, dar fiind Montal, probabil că bine. Am eu un prieten care e fan al parfumurilor de nișă, în general ceva mai scumpe. Și din când în când îmi zice, hai să facem un schimb. Și de această dată am acceptat să facem un schimb temporar și zic temporar pentru că pentru schimbul ăsta a trebuit să dau două parfum de Marley și știi că emoțional sunt foarte atașat de parfumurile astea. Și în urma acestui schimb, unul dintre parfumurile pe care le-am primit este Creed Viking. În legătură cu care, așa cum bănuisem și prima oară când l-am mirosit, și a doua și a treia, nu sunt atât de mare fan. Bine, din punctul meu de vedere, la Creed e și problema asta că vin cu un preț destul de ridicat și te aștepta să fie ceva wow, extra, wow, deci la wow, aș putea să-mi fac revizia la mașină și să-mi pun și benzină o lună, plus încă să-mi mai rămână niște bani de sticla asta, așa că m-aș aștepta cumva să fie absolut senzațional. Pe de altă parte, parfumurile nu funcționează și n-au funcționat niciodată așa, pentru că percepția mirosului este absolut subiectivă și în timp ce eu nu sunt atât de mare fan al acestui parfum, sunt sigur că sunt oameni care sunt fascinați, nebunește îndrăgostiți de el. Motivul pentru care eu nu sunt atât de mare fan e că mi se pare că miroase ca un parfum barbershop aftershave cu lavandă, care miroase curat, cu ceva verde, mentă. În principiu am mai simțit mirosul ăsta și în alte parfumuri și nu neapărat în parfumuri extrem de scumpe. E clar că e făcut bine aici, e clar că e un parfum interesant. Bine, de obicei când zici Creed, cei mai mulți oameni se gândesc la Aventus. Foarte puțin la Viking, care nu cred că are un caracter care va rezista la fel de bine testului timpului, pentru că mi se pare că mirosul ăsta te cam duce cu gândul la genul de parfumuri care se făceau acum mai mulți ani, mai 20 și ceva de ani. Nu mă înțelege greșit, parfumul ăsta nu e niciun fel rău, ba chiar aș merge atât de departe încât să spun că e bun, doar că nu pe gustul meu și cu o denumire precum Viking mă așteptam la ceva care să mă ducă cu gândul spre zona nordică, spre Thor, spre Odin, spre lucruri din astea din mitologia nordică și în cele din urmă el mă cam duce cu gândul la un gentleman cât se poate de civilizat. Mi se pare că e mirosul ăsta de curat, de proaspăt, făcut în stilul Creed, mai opulent puțin, dar în cele din urmă mirosul acela de barbershop. Și dacă pentru Creed Aventus încă n-am găsit motivația mine să investesc suma aia, pentru Viking nu sunt sigur că o voi găsi vreodată, deși o să-i mai dau șanse acestui parfum, dar în timp ce l-am, în urma schimbului, e cam dor de Haltan, pentru că da, Viking versus Haltan, din punctul meu de vedere, Haltan câștigă. Pe de altă parte, al doilea parfum implicat în schimb, pentru care mă privez un timp de calan, dar pe bună dreptate, este Initio Oud for Happiness, care mă face foarte fericit. Motivul fiind că din punctul meu de vedere, și nu pot să subliniez suficient asta, al meu, parfumul ăsta miroase senzațional și subliniez că al meu pentru că știu că au fost oameni, încă de când a apărut parfumul, care au
nu, păi vii, faci Wood for Greatness, faci Wood for Happiness, ce-i mizeria asta? Și eu cred că acei oameni reacționează prea impulsiv și s-au supărat că un parfum care se numește Wood for nu pune atât de mult accent pe nota de wood, dar oare acolo ea există în compoziție și adaugă niște lucruri absolut fascinante, rezultând într-un miros pe care, sincer, nu-l pot compara cu nimic altceva. Deci, din punct de vedere al unicității, mi se pare că stă la același nivel cu Wood for Greatness. Doar că, parcă Wood for Happiness renunță un pic la opulența aceea din Greatness și se duce într-o zonă puțin mai purtabilă, dar nu mă înțelege greșit. Nu e genul de parfum pe care să-l porți atunci când ești în training sau când ești în short, pentru că are destul de multă prestanță, are destul de mult caracter, e un parfum destul de complex. Are întunecime, are fațete, are dulceață, are același gen de joc pe care l-aveai și în Wood for Greatness, dar obținut altfel. Adică acum nu mai e wood, patchouli și ceva dulce ca să îți dea senzația că e lumină cu întuneric. Aici, în schimb, vei găsi bergamotă, un soi de lemn dulce, ghimbir, wood și mosc. Deci e un echilibru interesant de dulce cu întunecos, de lemnos, de jucăuș cu serios, dar mereu într-o notă din asta ieșită din comun. Deci mi se pare că parfumul ăsta își face foarte bine treaba. Acum, dacă îl raportez la prețul său, merită, nu merită, depinde. Depinde clar de bugetul tău, de cât ești dispus să dai pentru un parfum, dar din punct de vedere al mirosului și elementului de unicitate, nu știu niciun alt parfum care să miroasă așa. Și dacă la Wood for Greatness erai supărat că parfum de mari l-au făcut pe Haltan și aproape același lucru, aici nu ai această problemă. Din punct de vedere al performanțelor, nu știu ce să-ți spun mare lucru, dar pare să descurce extrem de bine și văd că și online părerile sunt cam aceleași. Și ca să nu mă mai certe un anumit băiat prin comentarii că ce îmi cumpăr eu, iub și toate mizeriile când aș putea să cumpăr de aceiași bani niște parfumuri cu adevărat serios, de fapt un anumit parfum cu adevărat serios, l-am cumpărat pe Brioni Man o de parfum. Conform lui, singurul parfum care merită cumpărat de pe Parfumo. Nu erau chiar asta cuvintele lui, dar din reacții la asta, la concluzia asta am ajuns. Bă, până nu iei parfumul ăsta de pe Parfumo, nu mai ai voie să iei altceva, că e așa parfum, n-ai să mai întâlnești niciodată. Și am luat sticla asta de 30 de mililitri, care costă în jurul la 130-140 de lei, deci din punctul ăsta de vedere nicio problemă. Era relativ ieftin, acum dacă calculezi prețul pe mililitru, o să-ți dai seama că nu e chiar cel mai ieftin parfum din lume. În mod sigur nu e mai ieftin decât Yup Wow, dar domnul ăsta spune că e mult mai wow decât majoritatea altor parfumuri. Nivel de nișă, un parfum cum n-a mai întâlnit niciun om până acum. Și da, am dat în aer doar așa ca să impresie artistică, știu cum miroase și ghiși ce, am mai întâlnit parfumuri în genul ăsta. Și nu vreau să pară că am vreo problemă cu cineva, dar în mod real eu chiar am o problemă cu oamenii care țin atât de vocal să-și impună ei părerea asupra altor oameni. Și da, dacă era al doilea sau al treilea parfum pe care îl cumpăram, eram absolut fascinat, aș fi zis, wow, e fresh, e elegant, e masculin, are ceva întunecime, dar e și un pic jucăuș, e genul de parfum fantastic de purta la un costum, e lemnos, e citric, floral, are și wood și nu contest în niciun fel că e bun mixul, dar rezultatul mi se pare că nu justifică să o iei razna online, că bă, ai singurul parfum pe care să-l cumperi. No. Deci voi accepta că e într-adevăr un parfum, că e masculin, că e plăcut, dar s-a mai văzut, s-a mai făcut mixul ăsta de wood cu lucruri proaspete care dă oarecum și înspre piele, piele întoarsă, s-a văzut și în alte parfumuri. Și ce încerc eu să subliniez, nu pentru mine, că probabil la un moment dat oricum l-aș fi cumpărat, e faptul că atunci când îți exprim părerea în modul ăsta, că trebuie să-ți cumperi ăsta ca altfel, s-ar putea să dai peste niște oameni pe care să-i deranjezi cu genul ăsta de abordare, pentru că o să meargă pe mâna ta, o să zică, păi dacă băiatul ăsta zice că e super parfum, îl iau și să-l primească ca să zic, ok, și ce se întâmplă acum? Ce, ăsta e marea minunăție de care vorbeai? Așa că, revenind, Brioni e ok, dar nu e genul de parfum pentru care trebuie să-ți dai viața peste cap, pentru că trebuie neapărat să-l ai în colecție. E doar un parfum bărbătesc, ușor elegant, cu destul de mult caracter și performanțe medii pe pielea mea, pe care ar putea fi interesant să-l ai în colecție, dar la fel de bine poți să nu-l ai și viața ta va merge ok înainte. Și cum am fost recent în vacanță în Tel Aviv, la plecare am trecut și prin Obsentul și mi-am luat un parfum pentru vremea de acolo. Acolo fiind destul de cald, l-am luat pe Sergio Torino 21. Pentru că voiam să pot să particip și eu la discuții, să zic, da, da, am un Sergio, da, știu despre ce e vorba. Sergio, da, o casă foarte bună, și eu știu pentru că am unul dintre
multe lor parfumuri și am unul important. Acum, serios, ca parfum de vreme caldă, Torino 21 are foarte mult sens. Are mentă, are busuioc, are lavandă. E un parfum de vreme caldă foarte răcoritor. Și ai putea să găsești ceva asemănări între el și Etat Libre d'Orange, You or Someone Like You, doar că dacă ar fi să aleg dintre cele două unul, l-aș alege pe Torino, pentru că mi se pare puțin mai bine făcut. Etat Libre d'Orange parcă se duce prea mult în zona verde ca de ceai. Sergio Torino se deschide oarecum în aceeași manieră. Mi-a plăcut pulverizator, a fost încântat. Doar că apoi evoluează înspre un miros mai degrabă de curat, care te însuțește destul de mult timp. E genul de parfum fresh pe care l-ai cu tine 6, poate înspre 7 ore, dar mai mult ca miros la nivelul pielii. Adică nu te gândi că o să explodezi de miros în jurul tău. Poate în prima oră, atunci când treci pe lângă oameni, o să-l remarce. N-am avut timp să-l testez foarte bine, dar cel puțin de câte ori îl purtam și Raluca trecea pe lângă mine, îl remarca. Și se pare că rezonează cu ea. Mirosul ăsta verde, proaspăt, înspre natural, înspre răcoritor, rezonează atât de bine încât e parfumul meu, dar e și parfumul ei, e parfumul nostru. Torino 21 e parfumul nostru și spun sincer că de-abia aștept să vină vremea caldă să-l folosesc acolo la potențialul său maxim. Și când zic vremea caldă, mă refer la peste 20 de grade, mă refer la 25-30 temperaturi ridicate, să văd cum se potențează cu adevărat combinația de mentă cu busuioc. După ce se mai potolesc cele două note, mirosul evoluează așa spre un curat, un oarecum săpun, dar nu ca în Aqua di Parma, adică nu e vorba de săpun la Cuneroli, ca în săpunul de casă. E un săpun elegant, interesant, cu minte, o combinație de mosc cu verbină și lavandă. Așa că în cele din urmă aș spune că Torino 21 e un parfum răcoritor, cu performanțe neașteptat de bune pentru profilul ăsta de miros, dar din nou trebuie să mai testez un pic aici. Și asemeni multor parfumuri Sergio, are atât o eleganță cât și o ușoară doză de opulență în el, doar că aici nu e atât de mult scoasă în evidență. E efectiv îl miros și zici, pare a fi un parfum de bună calitate. Și la plecarea din Tel Aviv am trecut printr-un duty free, doar că acesta nu mai avea cine știe ce parfumuri de nișă. În schimb avea oferta de 3 parfumuri pe care le vindeau cu cam $100. Raluca a vrut un parfum și am zis ok, hai că mai iau eu 2, mă sacrific. Las eu de la mine și iau 2 parfumuri, că mie nu-mi place să cumpăr parfumuri. Bine, e drept că în cazul ăsta oferta nici nu era ieșită din comun și unul dintre parfumurile alese a fost Carolina Herrera 212 Men Sexy. S-ar putea să știi mie Carolina Herrera 212 Men, mi se pare un parfum extrem de bun. Îl știam și pe Sexy, dar niciodată n-am știut dacă îmi place, dacă îl vreau, dacă e într-adevăr atât de sexy și am zis, mă, de ce nu, acum e ocazia. Și pot să-ți spun încă de la început că îl prefer în continuare pe 212 Men. Mi se pare că mixul e mult mai bine echilibrat și păstrează întotdeauna echilibru între prospețime și dulceață. Aici totul se duce spre dulceață. Mai multă, mai vanilată, mai explozivă cumva, dar fără să aibă genul de persistență la care te-ai aștepta de la dulceața asta. Se deschide citric, după care trage total de volan spre vanilie, tonka, cardamom, se întâmplă lucruri foarte dulce aici și se pulverizează foarte bine. Acum, mirosul depinde mult de tine dacă o să-ți placă. Atunci când l-am pulverizat prima oară pe mine, Raluca a zis să stai departe că nu e genul meu de dulceață. Și pot să înțeleg într-o oarecare măsură asta, pentru că și eu aveam aceeași trăire în legătură cu el până să-l cumpăr. Acum că l-am cumpărat, trebuie să-mi asum, e bun, îmi place. Doar că îl prefer pe 212 Men. Asta e varianta mai dulce, mai vanilată, mai plină de tonka, e genul de parfum de zi cu zi al unui bărbat care își dorește să miroasă dulce. Și ar fi totuși de subliniat aici faptul că el are un caracter dual, pentru că la el au lucrat 2 parfumieri, mai exact Alberto Morias, care a fost și originalul 212 Men, dar și Rosendo Mathieu. Și împreună s-a obținut mixul ăsta care pare să aibă 2 direcții, pe care le combină într-un fel, dar poate ar fi reușit să o facă un pic mai armonios. E clar că nu sunt parfumier, nu știu ce s-a dorit aici, dacă s-a dorit o schimbare bruscă dintr-o parte în alta, s-a reușit. Și tind eu să cred că Alberto Morias, cu experiența lui cu Acqua di Gio, cu Versace Purom, s-a concentrat pe prospețime, în timp ce Rosendo Mathieu s-a dus în zona aceea mai seducătoare, mai dulce, și apoi au mixat cele 2 luni. Și a ieșit asta. O surpriză foarte plăcută s-a dovedit Diesel Only the Brave Tattoo. Și s-ar putea să-ți mai fi povestit, cu câteva excepții, parfumurile Diesel nu mă interesează atât de mult, pentru că fie au un miros pe care nu-l găsesc atât de interesant, fie performanțele nu sunt atât de bune. Pe de altă parte, Only the Brave Tattoo cumva vine și rezolvă ambele
probleme, într-o oarecare măsură. Din punct de vedere al performanțelor, mi se pare că Tattoo e mai persistent decât celălalt Only the Brave. Din punct de vedere al mirosului, îmi place mixul ăsta dulceag-fructat, care mizează mult pe notă de măr, dar mi se pare că mai adaugă și tot felul de alte fructe. E ca un fel de dulceață aici. Când zic dulceață, nu mă refer la faptul că e dulce, cât un mix de fructe cu zahăr, ținut pe foc și rezultând în dulceață, gem. Și cu toate astea, dulceața are un caracter oarecum masculin, deși nu văd de ce o femeie n-ar putea să poarte parfumul ăsta, dar parcă înclină mai mult în zona masculină, pentru că îl mai ajută și niște tutun, niște paciuli, care nu e extrem de proeminent, dar e totuși acolo, cât să facă tot un pic mai serios, mai negru, mai întunecos, mai înspăimântător, dar exagerez cu asta, adică nu e nimic întunecos și înspăimântător la parfumul ăsta, e prietenos, dulceag. E genul de parfum pe care o persoană mai tânără cred că l-ar aprecia mult în zilele mai răcoroase, fără să se ducă neapărat spre Diesel Bad Intense, care mi se pare că e ceva mai dens. Ăsta e un pic mai aerisit, mai fructat. Oamenii de la Maran Parfumery au zis că mai au niște parfumuri pe care ar vrea să mi le trimită să le încerc. Eu am zis că da și m-am trezit în colet cu Armaf Odyssey Mandarin Sky, despre care îmi spusese cineva recent că s-ar putea să fie o clonă de Scandal. Mie mi se pare că nu e neapărat o clonă de Scandal Purhomme de la Jean-Paul Gaultier, ci duce oarecum și spre Paco Rabanne Phantom. E cumva un mix al celor două. Atunci când îl pulverizez, mă duce cu gândul la combinația aceea de vanilie cu lavandă și cu ceva citric din Paco Rabanne Phantom, după care intervine și o notă de caramel, lucru care îl duce înspre Scandal. Mi se pare că la acest parfum Armaf n-au mai clonat direct ceva, ci au luat câteva idei și le-au combinat. Ceva idei din cam aceeași zonă. Și rezultatul e interesant pentru un iubitor de dulce, înspre foarte dulce, înspre diabetic de dulce. Adică atunci când se deschide prezența unor note citrice, precum mandarina, te face să te gândești că probabil că nu o să-ți crească glicemia, dar parfumul se răzgândește destul de repede și se duce înspre caramel. Și așa e, foarte, foarte dulce. Partea bună e că având un profil atât de dulce, pare a fi și persistent. Nu l-am testat cum trebuie, dar pare să fie cel puțin la fel de persistent pe pielea mea, cum era și original Odyssey, un alt parfum destul de dulce. Ideea ar fi că eu cred că la prețul corect, parfumul ăsta și-ar putea găsi foarte mulți fani. Mai ales că e destul de plăcut și design-ul, adică e o sticlă chiar simpatică și ar da destul de bine într-o colecție. Asta pe lângă mirosul pe care multă lume pare să-l caute. L-am primit și pe Aqua Arabia Smoke Amber, care pare să fie mult mai mare și mai serios decât este de fapt. Da, sticla asta are în realitate 100 de ml, iar ca miros ai putea să observi destul de repede că se duce în cam aceeași direcție cu Red Tobacco de la Mancera, oarecum dacă vrei să ne gândim la Carlyle de la Parfum de Marly, și mai sunt câteva parfumuri care sunt în zona asta de miros. Nu vreau să-ți spun că e o clonă de Mancera Red Tobacco, pentru că în mod real nu este, dar mi se pare că s-a creat o anumită categorie de parfumuri cu tutun, cu fructe, cu ceva cireșe, cu puțină vanilie, cu ambră, Amber, care se duc în cam aceeași direcție și Smoke Amber face parte din această categorie. M-am uitat la notele listate pe Marab și apar șofran, tămâie, iasomie, tutun, ambră, lemn de guaiac și lemn de santal. Nu-mi dau seama dacă le pot regăsi pe toate acolo, mi se pare că nu neapărat, dar structura în cea mai mare măsură pare susținută de tutun combinat cu ceva dulce. Nu disting scorțișoara așa cum așteptam, pentru că mi se pare că scorțișoara în general e notă puternică și iese în evidență. Aici poate doar rotunjește mixul, dar nu pot să-mi dau seama foarte bine. Deci o combinație de dulce, ambră, dar nu e doar ambră, e o ambră combinată cu lemnul de santal, spre exemplu, pentru că are și o anumită căldură, combinată cu tutun și care de undeva pare să-și găsească și o dulceață oarecum fructată. Rezultatul e interesant, după cum îți spuneam, în zona aceea de Red Tobacco, fără a fi chiar o clonă. Acum, ce trebuie să mai știi despre parfum e că sticla pare premium, adică se simte că e mai atent făcută, nu e o sticlă oarecare și aici cu eticheta asta, și toată experiența cu parfumul pare să meargă în zona mai premium. Și l-am mai primit și pe Ala Kalimat, care e un parfum ceva mai arabesc, dar tot nu e extrem de în zona aceea. E destul de purtabil, mai ales în vremea asta. O combinație de șofran, vanilie, ud și în cele din urmă cireșea mare. Și acum când îți zic cireșea mare, nu te gândi că o să miroși parfumul ăsta și să zici da, am găsit cireașa aici. Nu știu dacă te-ai obișnuit până în punctul ăsta cu stilul arabesc de a face parfumuri, în care sunt trecute niște note și le contribuie la un mix, dar nu poți să distingi o notă de alta atunci când o cauți. Adică parfumul are listată scorțișoară, nici pe ea nu o găsesc foarte clar.
ar putea fi acolo, dar e cumva înnecată în șofran și vanilie. Asta e tot ce vreau să zic. E un mix oarecum omogen care duce la un miros care pe mine mă duce într-o oarecare măsură cu gândul la ambră. Mi-e clar că nu-i vorba fix de asta, pentru că simt un ud ușor medicinal care poate e combinat cu vanilie, poate are pe acolo și niște cire și amare și se obține parfumul ăsta, care arată interesant. Miroase interesant pentru anumite persoane, adică nu-i genul de parfum care va fi pe gustul oricui, pentru că are totuși o pornire ușor arabească, dar mie îmi place. Într-o zi răcoroasă l-aș purta, pentru că mi se pare mai rafinat decât multe alte parfumuri pe care le-am încercat până acum. Întorcându-ne pe meleaguri mai europene, am primit două parfumuri și de la Claudio Zucca, iar primul dintre ele este Eden Amber, care are un nume foarte potrivit și un miros care sunt sigur că le va plăcea multor oameni. Atunci când îl pulverizezi, în deschidere te va lovi, efectiv te lovește un miros extrem de fructat, dar genul ăla de miros fructat pe care îl întâlnești într-o gumă de mestecat cu multe fructe. Deci nu te duce cu gândul spre guma turbo, cât spre, nu știu exact ce producător de gumă face gumă cu multe fructe, dar cam ăsta e mirosul. Și e interesant că îl dai pe piele, e foarte concentrat în zona asta de fructe și e ca și cum el începe să se disipe așa, să ducă fructele în toate direcțiile și să lase loc de ambră. Experiența cu parfumul ăsta e foarte plăcută dacă îți dorești asta, pentru că e cumva diferit. Știi, majoritatea parfumurilor sunt fresh, cel de duș sau elegante și întunecoase sau ud sau orientale. Ăsta vine așa, e jucăuș. Are multe fructe, dar are și ceva ascuns acolo în suflet și vezi că evoluează spre ceva. În principiu, exceptând calitatea lui, nu e ceea ce te gândești când zici parfum de nișă. Mi se pare că s-a stabilit ideea asta că parfumurile de nișă sunt niște parfumuri din astea ciudate, pe care trebuie așa să, pentru a le aprecia trebuie să ai așa vreo facultate mai specială în general. Ei bine, Eden Amber nu e deloc așa, e extrem de ușor abordabil, e ușor de purtat de o femeie și de un bărbat și e genul de parfum care nu-ți spune nicio problemă niciodată. Ba chiar simt că atunci când făcea parfumul ăsta, Claudio Zucca zâmbea. Nu știu cum să-ți explic treaba asta, dar așa e, parcă e un parfum fericit făcut, e un parfum vesel, luminos, dulce, primitor și fără fițe cumva, adică nu vine cu un element din ăsta care să zică da, are fructe, dar vezi tu că acolo în fundal are un ud cu piele ca să... E așa e pentru cunoscători. Nu, e pur și simplu o experiență de purtare extrem, dar extrem de ușoară și totuși de bună calitate, cu persistență bună, o proiecție medie. Mi se pare că toate parfumurile Claudio Zucca sunt mai potolite din punct de vedere al proiecției. Nu sunt genul de parfumuri care umplu camere, dar sunt genul de parfumuri care atrag atenția asupra ta atunci când cineva trece pe lângă tine. Cum este și Mineral Oud, un parfum cu nume perfect ales, pentru că este lemnos, e ca și cum ar fi făcut dintr-un lemn rece, un lemn de piatră. Știu că n-are niciun sens ce zic, dar așa îmi pare parfumos. Și s-ar putea să fie influențat de faptul că am început să mă uit la Castlevania, dar mi se pare că ăsta e parfumul pe care l-ar purta un vampir. Dar genul de vampir, cum era în interviu cu un vampir, un vampir elegant care participă la tot felul de petreceri, un vampir monden, dacă vrei. E bine, ăsta așa miroase. Dacă vrei să-l comparăm cu un alt parfum, mi se pare că într-o oarecare măsură se duce spre Tom Ford Grey Vetiver, doar că aici nu e atât de mult vetiver. Deci un Tom Ford Grey. Se deschide citric, răcoritor și apoi evoluează spre lemnul acela rece, aproape pietros. Și făceam comparația asta cu parfumul pe care l-ar putea un vampir, pentru că mi se pare că e genul de miros al unei persoane care nu are reflexie în oglindă. Mi-e clar că sunt foarte mari șansele ca tot ce spun eu să n-aibă niciun sens pentru tine. Da. Cumva parfumul ăsta trebuie definit ca experiență și nu ca parfum. N-are sens să spun că se deschide cu multe citrice și apoi intervine o notă de. Nu contează ce notă intervine, pentru că el în sine a fost gândit, zic eu, ca o experiență olfactivă, ca ceva diferit, ca ceva care evocă o anumită poveste. Și în mintea mea îmi evocă povestea acestui vampir monden, rece și lipsit de reflexie. Și încheiem lista cu niște aum primite de la Simple Store, iar primul aum despre care vreau să-ți vorbesc și preferatul meu de altfel din ce am încercat până acum este Sugar Daddy, despre care ți-am mai spus deja că e în categoria extrem de persistent. Acum pot să-ți fac dezvăluirea că toate aum sunt foarte persistente și au proiecții destul de bună. Deci astea sunt două probleme pe care nu le vei avea niciodată cu gama de parfumuri aum. Probabil că fix de la ideea asta au pornit. Să nu zică nimeni niciodată că n-ar fi persistente sau că nu s-ar simți în jur. Apoi pot să spun, o descoperire
părere personală, care se referă la Sugar Daddy, e anume că sticla e foarte groasă și foarte solidă. Am scăpat-o din greșeală pe parchet și m-am temut pentru vecinii de la etajul inferior, pentru că ea în mod sigur n-a pățit nimic. În mod surprinzător nici parchetul, dar asta cred că a fost o întâmplare foarte, foarte fericită. Acum, trecând la parfum, rezonez foarte bine cu el pentru că este o combinație de cardamom cu cafea, cu patchouli, cu niște bergamotă, dar îți dai seama că înțeles cardamom cu cafea, îți dai seama că eram destul de convins de ea. E genul de combinație de cardamom cu cafea pe care s-ar putea să o găsești și în Killian Intoxicated și e genul de miros pe care pot să-l asociez într-o oarecare măsură în mintea mea atât cu Intoxicated cât și cu Mugler Angel Man, dar făcut într-o manieră mai puternică și mai densă. Și nu mă înțelege greșit, nu e o clonă a niciuna dintre aceste două parfumuri. E un parfum de sine stătător, în liga lui, cu treaba lui, care se potrivește foarte bine într-o zi răcoroasă. Și pe lângă cafeaua asta dulceagă, are și o efervescență interesantă. E genul de parfum care se potrivește bine la o ținută puțin mai elegantă și e genul de accesoriu perfect, zic eu, pentru un costum. Și deși e unisex, eu îl percep ca și cum ar fi mai potrivit unui bărbat. Și apoi ar fi Aum Witchcraft, un parfum cu trandafir. Mult trandafir, dar în mod surprinzător un parfum cu trandafir care îmi place. Și chiar mai suspect de atât, e un parfum cu trandafir care îi place Ralucăi. E clar că nu-i doar trandafir, e o combinație de trandafir cu vanilie, cu grapefruit, cu ambră, cu patchouli. Sincer să fiu, mi se pare că tot mixul ăsta e mare vrăjitorie aici, combină o mulțime de arome, din care într-adevăr răzbate trandafirul, într-o oarecare măsură răzbate și udul, dar celelalte intră și ies. Cumva fiecare aromă apare și dispare la un moment dat. Totuși îți spun că dacă ai o problemă puternică cu trandafirul, parfumul probabil că nu o să fie pentru tine. De asta mi se pare un parfum fantastic, dar pe de altă parte nu e genul de parfum pe care l-aș purta tot timpul. Îi văd întrebuințări, îl văd așa de purtat la evenimente, dar nu e genul de parfum pe care l-aș lua în fiecare zi cu mine, pentru că la un moment dat trandafirul ăsta tot ar fi prea mult. Cu toate astea, mi se pare că e mare vrăjitorie și mirosul sine e așa, ca și cum ai lua un concept oriental de parfum, dar le face cât se poate de occidental. E un mix de culturi, rezultând într-un parfum elegant și totuși puternic. E genul de parfum cu care ai putea umple o cameră dacă asta ți-ai dori, cu persistență extrem de bună, dar trebuie să ai grijă cu el că umpli o cameră într-adevăr, dar s-ar putea să te și sufoci, să-i sufoci și pe cei din jur. Partea bună e că delicatețea lui, din felul în care e construit, e total diferită de ce obții cu Opulentud, cu care de asemenea umpli o cameră, dar o umpli într-un mod foarte agresiv și aș merge departe încât să spun huliganesc. Aici totul e mult mai elegant, mult mai bine echilibrat, bine dozat, dar chiar și în situația aceasta, cu numărul corect de sprayer și el poate fi folosit ca o armă împotriva seminilor tăi. Și cu asta se încheie lista mea de parfumuri pe care le-am adăugat recent în colecție. Sper să-ți fi plăcut și mă întreb ce parfumuri ți-ai adăugat tu în ultimul timp. Fiecare like, fiecare share, fiecare subscribe, toate ajută acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni pasionați de parfumuri. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor.